Bună! Eu sunt Simona și vreau să-ți prezint câteva informații despre Uniunea Europeană și despre beneficiile de care s-au bucurat și se bucură cetățenii români ca urmare a apartenenței României la Uniunea Europeană. Îmi pare bine de cunoștință! Următoarele alegeri europene vor avea loc în toate statele membre în perioada 6-9 iunie 2024, iar în conformitate cu legislația națională, cetățenii români vor merge să-și aleagă reprezentanții în Parlamentul European în data de 9 iunie 2024. În acest episod îți voi prezenta câteva dintre motivele pentru care este important să mergi la vot și să-i alegi pe cei care te vor reprezenta în Parlamentul European. România va avea în viitorul Parlament European 33 de mandate, fiind al 6-lea stat din Uniunea Europeană ca număr de deputați europeni. Până în 2023, Uniunea Europeană a investit în România peste 80 de miliarde de euro, în timp ce România a contribuit la bugetul Uniunii Europene cu aproximativ 27 de miliarde de euro. Rezultatul e simplu. De la aderarea României în 2007 și până în prezent, în jur de 55 de miliarde de euro au fost fonduri europene absorbite de România în plus față de contribuția noastră la bugetul Uniunii. Cu aceste fonduri s-au reabilitat clădiri, s-au construit drumuri și poduri, s-au construit și reabilitat școli, au fost sprijiniți fermierii români, au fost susținute inițiative ale antreprenorilor români și multe alte proiecte. Datorită Uniunii Europene ne bucurăm și de o mai mare mobilitate. Putem călători fără viză în întreaga Uniune Europeană. Avem posibilitatea de a lucra în alte țări ale UE. Putem studia în orice țară din Uniune. Există multe beneficii pe care le avem datorită familiei europene. Protejarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare, acces la servicii digitale și de telefonie în orice stat din UE, prin eliminarea tarifelor de roaming, standarde clare și stricte de calitate pentru produse și alimente, reglementări care deschid accesul simplificat la piața unică, călătorii cu avionul mai accesibile. Să nu uităm nici educația, un domeniu în care statele membre legiferează, UE contribuind însă pentru a sprijini și completa acțiunile lor prin programe europene precum Erasmus sau Discover EU, care au ajutat generații întregi de tineri să vadă Europa, să învețe la universități de renume, să facă schimb de experiență și să-și dezvolte competențe noi. Revenind la bani la nivelul Uniunii Europene, venitul real a crescut în ultimii ani. Toate statele membre și implicit în nivelul de viață al cetățenilor acestora s-a îmbunătățit. În 2022, produsul intern brut, pe cap de locuitor exprimat în paritatea puterii de cumpărare, pentru România a urcat la 77%, astfel că țara noastră a ajuns la același nivel cu Ungaria și Portugalia. În anul 2008, acest indicator era în România 47%, în timp ce în Ungaria se situa la 64%, iar în Portugalia la 78%. Nu uita, din 2007 până în prezent, fonduri europene în valoare de peste 55 de miliarde de euro au fost absorbite de România și cu ajutorul lor, proiecte din jurul nostru au devenit realitate. Informează-te! Cu siguranță vei găsi acolo unde trăiești cel puțin un proiect finanțat cu fonduri europene. Alătură-te comunității împreună în EU și nu uita să mergi la vot la următoarele alegeri europene care vor avea loc în România în data de 9 iunie 2024.